Am mai trecut încă un an, am început altul și fiecare dintre noi avem propriile obiective, propriile planuri. Noi, cei de la Project One, ne dorim ca în 2020 să aducem în fața ta oameni al căror motivații, a căror uh, experiențe și lecții de viață Ce pot să ne pentru de alții. Avem nevoie de exemple și poate nu conștientizezi Însă fiecare avem o poveste care merită împărtășită. Fiecare avem o poveste din care mulți alții ar avea Se ceva de învățat. Bă, noi trăim pentru tragedie. e mai importantă, e mai palpitantă, Bă, cine mai place nouă să vedem o crimă însângerată, mă? Cine mai place nouă să auzim despre un bărbat, un boschetar care uh, a murit pe stradă uh, din cauza frigului sau, de exemplu, despre unul care s-a rocat la volan mor de beat și a făcut mașina zob, pe el terci și nici mă să l-am recunoscut. Bă, sincer, trăim pentru negativism. Tu nu o observi? Ne face mai bucuroși. Efectiv, ne uităm la viețile noastre și spunem: "Mă, parcă noi nu trăim atât de rău. Suntem bine. OK." Te-ai făcut înțeles, însă de foarte multe ori noi ca oameni am dat dovadă de empatie. Am dat dovadă și am arătat că putem să ne implicăm atunci când trebuie. Despre apocalipsa din Australia, ai auzit? Da, uite, e un foarte bun, cel povestesc. mai bun exemplu. Ce să-ți povestesc? Bă, sincer, dacă îi întrebai acum câteva zile pe ăștia unde e Australia pe hartă, habar nu aveau, dar dintr-o dată, vai, toți suntem acolo cu Sufletul, tot nu pentru trebuia să fac asta. E cel mai bun exemplu de ipocrizie, mă. Mă, Australia e departe, nu? Da. Deci nu putem face nimic ca să îi ajutăm palpabil. Și atunci ce facem? Ne postăm, ne arătăm răvășiți, suntem acolo pentru ei, când de fapt suflăm un pumn că li s-a întâmplat lor și nu i s o întâmplat nouă. Da, de bucurie, bineînțeles. Păi ce altceva era la îndemâna okay. lor, sincer? Deci, sincer, știi cum suntem noi? Și atunci când avem nevoie de Dumnezeu, numai la rău îl căutăm și după ce am terminat îl dăm dracu. E mult, mult mai ușor să nu faci nimic, Decât să construiești, e mult mai ușor să te muți în, în alte țări mai dezvoltate decât să dezvolți comunitatea în care tu stai. E mult mai ușor să hulești decât să lauzi. E mult mai ușor să. Uh, nu știu, e, e efectiv mai ușor să nu te implici decât să faci ceva pentru cel de lângă tine, mă. Asta e. asta e crudă realitate. Da mentalitatea asta trebuie schimbată. Sunt foarte mulți români care au plecat în străinătate și cu toate acestea au hotărât să revină și să construiască ceva aici în țară. Sunt mulți care au rămas în țară și au răzbit aici. La fel ca ei, sunt sigur că ești poate și tu. Îți dorești ceva mai bun. Vrei o schimbare. Hai ca schimbarea asta să înceapă de la tine. Noi ne dorim să fim parte din schimbare și te provocăm să faci ceva în privința asta. Fii un exemplu. Fii tu cel care motivezi oamenii. Fii tu cel care ajuți oamenii ca prin greșelile sau din greșelile tale ori din succesul tău să îi ajuți, să îi înveți, să le dai acel suflu de care au nevoie. Fă din toate acestea, un obiectiv al tău în 2020.